Mingea se duce interesant, Alibek foarte aproape și este gol de Amorim. Face 3-0 și seara tinde să devină una de coșmar pentru Dinamo. Gol de vis marcat de Dea Morim, extraordinară execuția brazilianului, al treilea său gol din acest campionat. Ce bine a prins această minge William Dea Morim, din nou portarul lui Dinamo Marc, fără reacție. Adevărul e că nici nu prea avea ce să facă, a fost și mascat acolo de mai mulți jucători, iar Dea Morim a lovit perfect această minge, execuție într-adevăr braziliană a lui William Dea Morim, care duce scorul la 3-0 și se întâmplă exact ceea ce spuneam mai devreme, că dacă Dinamo, în special jucătorii din defensivă, nu se trezesc la timp, Dinamo va mai primi goluri.